Gata, ne-am întors în direct după acest discurs pe care l-a susținut Ciolacu acolo în Parlamentul României. Un discurs spectacol, discurs care a ținut să conțină și ideea că s-a săturat de ipocrizie. Asta mi s-a părut important, că a ținut să menționeze. Și omul zice, nu, m-am săturat și de ipocrizie. Deci, menționai la acolo, domnule, cu tare, cu tare, gata, s-a terminat pentru cu șmecherile, cu privilegiile, cu treburile. Și am dat a simțit nevoia să facă și o paranteză. M-am săturat și de ipocrizie. Ceea ce sigur e de înțeles că până la urmă îți vine la un moment dat să te saturi și de așa ceva, după care a continuat-o. A mers mai departe, nu s-a ținut de treabă. Chiar dacă se săturase de ipocrizie, în ciuda faptului că s-a săturat de ipocrizie, a continuat în același ritm. Domne, că se va termina cu privilegiile, gata, se termină, gata, s-a... nu mai. Am înțeles că... A, stai, hai că vorbesc și useriștii. Hai să ascultăm și pe userii și tragem concluzii după. Ia. Economia și veniturile românilor de rând. Doar împreună ei ne țin pe loc și România nu se dezvoltă. Deci da, dacă ar fi depus PNL astăzi vreo mărturie că vor să înceteze jaful, am fi depus moțiunea de cenzură. Dar cu siguranță vom face atac la Curtea Constituțională, pentru că este o lege profund neconstituțională sub multe aspecte. Acest atac este fără dubiu, pentru că românii trebuie să aibă măcar atât o întârziere a acestei nenorociri care le va veni pe cap. Trebuie să întârziem, USR va întârzia acest demers, vom face această sesizare la Curtea Constituțională, iar pentru moțiune strângem în continuare semnături. Numai că să-și revină în fire și PNL-ul și UDMR-ul, pentru că au obligația în fața românilor, în fața tuturor românilor, nu numai al lui Buzatu și alți buzați de la ei. Singurul instrument care poate să fie eficient astăzi este atacul la Curtea Constituțională. Știm foarte bine aritmetica parlamentară. Chiar adunând în extremis cu câțiva peneliști semnăturile pentru o moțiune de cenzură, aceasta nu are cum să treacă. Instrumentul prin care acest atac la destructurarea economiei poate să devină realitate este atacul la Curtea Constituțională, lucru pe care îl vom face. Există temeiuri semnificative, ați văzut, ieri am transmis către presă argumentele din chiar avizul Ministerului de Justiție, care spunea în 10 de pagini motivele de neconstituționalitate. Această lege este o struțocămilă legislativă prin care Ciolacu își trece țara pe decizie personală, iar economia va fi atacată și va fi destructurată în mod dramatic. Aceasta este realitatea, pentru că ceea ce trebuie să știe fiecare cetățean care se uită și spune, e o dezbatere în Parlament, deciziile de astăzi vor mări fiecare preț din această țară. Toate taxele și impozitele puse pe agenții economici, puse pe sistemul financiar, toate acestea se vor duce către cetățeni. Nu cred că își imaginează cineva că prețurile vor rămâne la fel. Se va scumpi totul, de la brânză la bicicletă, toate lucrurile vor deveni mai scumpe prin aceste măsuri de stabilitate economică pe care le-a anunțat astăzi Ciolacu. Pentru că ați văzut postarea domnului Boloș, ați văzut cum recunoșteau că au ajuns la fundul sacului și cum ceea ce USR spune de 2 ani și jumătate a devenit o realitate. Și Fondul Monetar Internațional și Comisia Europeană ne spun acest tip de guvernare în care cheltuielile statului se duc la cer și se speră că se poate trăi pe buzunarul cetățeanului, nu mai poate să funcționeze. Aici suntem astăzi și aceasta este marea provocare pentru 2024. Această coaliție trebuie să înceteze. Ideea că președinte după președinte îi se dă PSD-ului mandat să mai jumulească încă o dată România ne-a dus acum în această situație absolut dramatică. Atacul la Curtea Constituțională este perspectiva de a obține un rezultat și vom face tot ce putem pentru ca lucrul ăsta să se întâmple. Da, i-ați auzit pe reprezentanții USR-ului opunându-se acestor măsuri pe care și le asumă Ciolacu. Nu-mi dau seama dacă e o idee bună să se revină cu domnul Barna, parcă era, nu mai apăruse în ultima vreme, nu știu dacă, parcă nu e chiar, adică nu e ceva ce aș face dacă m-ați întreba. Aici e domnul Moșteanu, purtătorul de cuvânt de la USR, care și dânsul zice că nu e în regulă probabil cu aceste măsuri care se desfășoară. L-ați auzit pe domnul Ciolacu, în schimb. Domnul Ciolacu, ați văzut, părea așa și el oarecum... într-o situație ridicolă, își dă și el seama de ridicolul lucrurilor pe care le citește. De-aia nici nu le citea cu foarte mare convingere. Se vede că a exersat vreo lună în oglindă discursul ăsta. Domnule, gata, terminăm cu privilegie, că nu se mai poate. Păi dacă până când să... Și la un moment dat, și în timpul discursului, a spus că mai făcea câte o pauză de asta și se gândea, bă, dar parcă nu e un pic cam ridicol ce zic aici. Adică totuși, e un moment jenant în care simți în relație cu tine că, bă, nu ai cum să mai ieși mai departe. Și după aia totuși evita această barieră pe care mintea i-o punea și mergea mai departe cu zicerea, cu citirea. Dom'le, cum să vii să spui că se termină cu privilegiile
pentru abonații la banii publici. Cum să spui lucrul acesta? Adică, până la urmă, ce anume din aceste măsuri deconectează de la... Până și alea, până și festivitățile alea de se fac pe bani publici în anul electoral, mă, până și la alea s-a renunțat la renunțare. Că inițial, domnule, și terminăm cu astea, au venit de la UDMD, s-au opus, au fost un pic de scandal și până și acolo au dat înapoi. De ce totuși s-a vorbit atât de mult, disproporționat de mult despre privilegiile la care ar trebui să renunțe cei care sunt branșați la banul public și foarte puțin s-a vorbit despre situația asta pe care, sigur, trebuie să, cu impozitele astea pe care le impunem multinaționale și așa mai departe, deși totuși aceste modificări fiscale sunt dandoasele. Deci acolo mai mult se vorbește despre ce trebuie să iei din privat și mai puțin despre ce trebuie să iei de la branșele de la pentru public. Cine a vorbit domnul Ciolacu? Pentru cine a vorbit domnul Ciolacu de la tribună? Pentru tine a vorbit? Pentru mine? Pentru telespectatorii noștri? Pentru partidul lui? Pentru cine a vorbit domnul Ciolacu? L-am auzit pe domnul Ciolacu explicându-ne că s-a terminat cu șmecheria în condițiile în care ei sunt în mijlocul unei șmecherii în momentul de față. Ne cresc nouă taxele și impozitele, își cresc lor privilegiile. Deci asta nu e niciun fel de urmă de îndoială. Își cresc lor privilegiile. Deci pentru demnitari nu există absolut niciun fel de reducere a privilegiilor. Singurul exemplu pe care l-ar putea invoca ar fi acela al telefoanelor iPhone 15 pe care le-au comandat ăștia înainte să fie pe piață. Dom'le, chiar așa nu mai stăm un pic, le cumpărăm mai târziu. Asta e singurul exemplu care îl pot da. Altfel, domnul Buzăianu, a venit Marcel Ciolacu extrem de sincer, un om care n-a văzut în viața lui atât de mulți bani deodată, dar în care ne amintim că curgeau banii din buzunarul de la piept. Eu știu sări banii din buzunarul. Și avea portbagajul la piept. El avea portbagajul la piept, sigur, banii aceia, bani munciți, nu munciți, ca la domnul... Nu așa, nu din fân, nu luați din fân. Cum, nu cum se prezumă da. La domnul Buzatu că ar fi fost obținut într-o manieră ilegală. Dar trebuie să te întreb, Radu, că a zis că să se termine cu ipocrizia. Da, așa, el a zis. Când a anunțat el că ne cresc accizele la alcool, la băuturi cu zahăr, la sucuri... Pentru că e mai bine pentru noi. Aia nu-i ipocrizie. Ba da, bă, pentru că e mai bine pentru noi, de-aia au crescut. Claudiu Năsui, bună deputatul seara. SR, fost ministru al economiei, bună seara. Bună seara. Domnul Năsui, dumneavoastră ați mai simțit în ultima vreme o grijă față de sănătatea românului? Cum o simțim din partea domnului Ciolacu, care, iată, crește accizele, taxele aferente băuturilor cu zahăr, sucurilor ăstora nenorocite care ne distrug sănătatea și alcoolului. Culmea, grija asta vine de la un nene care s-a dus la o fabrică de tutun și a zis că mare nebunie, cum ați inventat tutunul ăsta încălzit și trăgea acolo pe stadion și... Dar el, în schimb, e obsedat de sănătate când nu se duce să mângâie pe creștet industria de tutun din România. Vă rog, domnule Năsui. Nu are nicio preocupare pentru sănătate. De fapt, astea sunt niște pretexte pe care le folosește acum pentru a crește taxele și impozitele. Singura preocupare pe care o au este cum să cheltuie mai mulți bani. Ceea ce este și toată problema, că de fapt noi suntem într-un ciclu din acesta vicios, în care ei tot cresc cheltuielile, apoi se plâng că avem deficit mare și atunci trebuie să crească taxele. Și apoi, dacă după ce au crescut taxele, a scăzut deficitul, dar ce să vezi, ei cresc din nou cheltuielile și tot așa. Acum nu suntem decât încă într-una dintre fazele acestui ciclu, care tot continuă în România de mulți ani de zile. Și asta este toată problema. Singura lor preocupare este să-și mențină privilegiile. Nu s-a tăiat un leu de la vreo pensie specială. Nu s-a tăiat un leu de la vreo schemă de ajutor de stat. Da, că totuși remarcăm, dacă invocăm PNRR-ul, dom'le, acolo în PNRR e scrisă treaba asta. Adică dacă respectul pentru acest PNRR duce la aceste măsuri, de ce n-am începe cu ceea ce e esențial și anume cu problema pensiilor speciale? Dar ați făcut o constatare interesantă pe Twitter legată de toată această preocupare pentru zona fiscală. Mâine intră la vot schema de ajutor de 1,2 miliarde de lei pentru Netflix și Disney. Despre ce e vorba, domnul Năsui? Chiar azi a fost votată. Asta postarea de pe Twitter era de ieri. A fost votată. E practic o nouă schemă de a face filme pe banii statului. Dumneavoastră faceți o emisiune pe banii dumneavoastră, pe banii privați. Pe o investiție privată. Merge ei profitul, nu merge, susții pierderea. La ei nu este așa. La ei e o chestie în care prietenii politici, oamenii care sunt mai apropiați de centrii de putere, pot să-și facă investițiile pe aceste scheme de a face afaceri pe banii statului. Dacă câștigi, profitul e al tău. Dacă pierzi, asta e, a pierdut contribuabilul bani, mai aplicăm la încă o schemă și mai luăm niște bani de acolo.
Deci exact asta este una dintre principalele cheltuieli ale statului român, de fapt. Dacă ne uităm istoric și la ce au făcut în diverse ministere, toate și-au făcut așa niște scheme de afaceri pe banii statului pentru niște clientele privilegiate și care sunt extrem de influente politic. Chiar și domnul Ciolacu are un nepot care, nu-i așa, a luat 20 de milioane de euro sau 24 de milioane de euro, nu mai știu suma exactă, pentru panouri fotovoltaice. Da. Foarte bine că face panouri fotovoltaice, dar să nu le facă pe banii noștri, să le facă și el pe banii lui. O filmă înființată brusc, cu foarte puțini angajați, o treabă extrem de suspectă, dar haideți să ne dați câteva detalii, că mi se pare spectaculos asta. Cu schema de ajutor de 1,2 miliarde de lei pentru companiile Netflix și Disney. Cum? Sunt principalele companii, da? Principalele companii care vor beneficia de pe urma acestui. Nu sunt direct către... Da. Nu sunt formalizați, dar știți cum e, întotdeauna aceste scheme se știe cam cine le va câștiga, pentru că sunt cei care fac și presiuni pentru ele și lobby-ul acestor companii a fost destul de mare și este extrem de mare. Este o schemă care exista și cât am condus eu vremelnic Ministerul Economiei și care avea numeroase nereguli pe care eu le-am dus chiar la DNA. Deci vom vedea ce se va întâmpla. Acum, cum ei o reiau cu un buget, atenție, de 1,2 miliarde de lei. Asta de la aceiași oameni care astăzi și-au asumat răspunderea pentru cel mai mare pachet de creștere de taxe din istoria post-decembrista României. Deci e o disonanță între cele două. Banii spun că n-au bani, trebuie să crească taxele, ba, iată că pentru unii se găsesc mereu bani. Da, e spectaculos această... Dar eu aș vrea să înțeleg că... Deci, domnul, mi-a rămas întipărită această formulare a domnului Marcel. Am să-i spun domnul Marcel. Mi se pare că domnul Ciolacu... Sună prea pompos. Domnul Marcel. Domnul Marcel spune că s-a terminat cu șmecheria. Dar mie mi se par foarte șmecheri. Ei ce aflați la guvernare, mi se par șmecheri și cei de la UDMR. Și mi se pare o mare șmecherie aceea de a permite Parlamentului să depună amendamente doar în câteva ore. Dacă are ceva de comentat, acum. Acum sau niciodată. Deci explicați-mi și mie. În primul rând, s-a terminat cu șmecheria pentru demnitarii și beneficiarii partidelor politice? Că pentru cetățeni nu știu când a început șmecheria ca să se termine. Că a zis că s-a terminat cu șmecheria pentru toți. Păi când era șmecherie să fii simplu cetățean, simplu contribuabil? N-a fost niciodată o șmecherie. Așa că vreau să știu, cum anume s-a terminat șmecheria pentru demnitari, pentru beizadele, pentru cei care ciugulesc de la stat? Ați spus-o foarte bine, pentru ei nu s-a terminat nicio șmecherie. Pentru demnitari nu sunt afectați cu nici un leu. Pensiile speciale, cele mai mari privilegii ale statului român, nu sunt afectate cu nici măcar un leu. Singurii care suferă sunt PFA-urile, micro-întreprinderile și consumatorii români. S-au redus sumele forfetare, s-a redus numărul de demnitari din guvern, agențiile au mai puțini directori, nu știu, s-au redus consiliile de administrație cu câțiva membri. Nu știu, poate s-a întâmplat ceva din toată această gamă de variante. N-au făcut nimic din toate astea. Tot ce ne-au dat este praf în ochi, pentru că au făcut acea desfințare de posturi neocupate și care nici măcar nu s-au întâmplat în măsura în care au zis ei, că până la urmă nu le-au redus chiar pe toate cele neocupate și, în schimb, continuă în Parlament cu exact aceeași politici ca și până acum. Deci șmecheria nu s-a terminat. Șmecheria continuă, inclusiv pentru taxa asta de 1% pe cifra de afaceri. Vă dați seama că primul lucru pe care îl va face cineva care are peste 50 de milioane de euro este să-și împartă firma în două. Și de acolo încep alte șmecherii, că o să vină ANAF un control, nu o să îi permită, o să poată să-l reclasifice ca o singură firmă, o să iască să dea o șpagă să se înțeleagă cu ei de asta, dacă poate, dacă nu poate, asta e. Adică abia acum încep șmecheriile. Știți de unde vine ideea asta? Nu are acest impozit. Ideea asta, eu mai am obiceiul de a-i mai urmări pe oamenii ăștia vorbind, ideea asta vine de la Victor Ponta. Victor Ponta, cel puțin așa a spus. I-am zis lui Ciolacu, lui Marcel Ciolacu, cred că cu Marius Tucă vorbea, și îi ziceai, domnule, i-am zis lui Marcel Ciolacu, dar deja a spus-o George Simion. E o idee pe care deja a spus-o în spațiu public George Simion și acum nu mai știu dacă poate să o aplice, pentru că deja a spus-o George Simion pe căruia eu i-am spus-o. Deci este o idee de la Victor Ponta pe care i-a spus-o și lui George Simion și se temea că nu mai poate să o aplice Ciolacu pentru că a spus-o în public deja George Simion. Deci, ca să înțelegeți idiotă, structura. O idee idiotă care va încuraja fix importurile, pentru că nu poți să pui taxă pe cifra de afaceri la cineva care exportă în România.
Și atunci o să-ți descurajeze fix industria ta locală. Ca să nu mai zic că te încurajează să faci tot felul de mișmașuri, să-ți muți cifră de afaceri pe mai multe firme, cu sabia lui Damocles deasupra capului, că ar putea ANAF-ul să te reclasifice ca fiind o singură entitate și făcând o schemă fiscală, și ca să nu mai zic de faptul că te încurajează să fii conglomerat. Gândiți-vă că ați avea 100 de furnizori dumneavoastră, că luați produse finite de la, dintr-un lanț compus de 100 de furnizori. Fiecare plătește 1% cifră de afaceri, pe când dacă cineva vine și cumpără pe toți furnizorii, nu mai plătește niciun 1% pe tot lanțul acela. Și deodată a făcut un profit numai dintr-o formă juridică pe care o schimbă. Deci naște niște distorsiuni imense și ăsta e și motivul pentru care acest impozit nu există nicăieri în lume. Atenție! Deci este... E invenție tipic Ciolacu, e marca PSD-PNL. Da, eu zic că geneza e de la Ponta. Mulțumim, Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, mulțumim pentru intervenție și pentru detalii. Haideți să-l ascultăm pe domnul Boloș, care este ministru de finanțe, cel prin intermediul căruia se întâmplă această reușită, pentru că el cumva va trebui să exonereze pe PSD-iști. Sigur, și-a asumat răspunderea Ciolacu, dar îi veți vedea în discursurile publice de fiecare dată venind și spunând, domnule, păi dați avut ministrul de finanțe, domnule. Nu ministrul de finanțe, nu el a alcătuit aceste măsuri, nu la ministrul de finanțe s-au făcut ele. Ascultați-l pe domnul Boloș vorbind despre o situație petrecută azi în care se discuta, dacă n-ați prins la început, vă spun pe scurt, se discuta despre o propunere de amendament pentru naționalizarea pilonului 2 de pensii, ceea ce până la urmă nu s-a mai concretizat, dar s-a vrut, s-a intenționat sau s-a dat să pară că se intenționează. Hai să-l ascultăm pe domnul Boloș. Am aflat de amendament în cursul zilei de astăzi, când mi s-a arătat amendamentul. Este arătat de ce doamna Pescaru, de la care este secretar de stat la Ministerul Navalului. Da, eu am trecut cu activitățile pe care le desfășoară doamna Pescaru. Bun, dar nu ați fost, informat. Dacă amendamentul era oficial, era înregistrat și urma procedura legală parlamentară. Da, eu nu am participat la această discuție. Lăsați-mă să am părerea proprie pe care am spus de fiecare dată că din acest punct de vedere amendamentul nu a urmat circuitul oficial. Să nu dăm apă la moară. Unor... Amendament a fost propus de către doamna Pescaru. Știm că dar ce competență are doamna Pescaru să facă propuneri, să facă amendamente? Florin Roman, din Partidul Dar vă rog să discutați cu domnul Florin Roman. Păi acum, de unde... Vă rog, haideți să avem un dialog cât se poate de coerent. De unde să știu eu... De unde are domnul Florin Roman informațiile? A fost o încercare mascată de a se introduce acest amendament. Cum se întâmplă așa ceva cu noi? Am suficiente probleme de rezolvat decât după aceste fițui să ne uităm care sunt neoficiale și nu au produs niciun efect. Pentru ce? În cazul în care colegii vă cer, pentru că amendamentul este de la Ministerul de Finanțe. Deci, încă o dată, Boloș Marcel nu este parlamentar, nu face amendamente la proiectele de legi, nu am treabă cu așa ceva. În fine, plimbă de la un ghișeu la altul, ne-au luat, ne-au dus de la doamna, de la PSD, ne-au trimis la domnul de la Ministerul de Finanțe, domnul de Ministerul de Finanțe, ne-au trimis la doamna Pescaru, ca și când însă acolo face de capul dânsei. Dar domnul Bolu spune că ce competențe are doamna Pescaru. Da, nu știu ce incompetențe are. Dom'le, îmi pare competențe, că văd că le-a condus Ministerul de Umbră, multor demnitari, PSD-ști cel puțin, deși uite, înțeleg că apelau și alții la dânsă. Ne poate explica chiar domnul Dan Vâlceanu? Domnul Dan Vâlceanu, dacă a fost ministrul finanțe. Vă salutăm, domnule Vâlceanu. Bună seara. Înțeleg că și domnul Miruță de la USR alături de noi. Bună seara. Vă mulțumim și dumneavoastră, domnule Miruță. Domnule Vâlceanu, noi tot discutăm despre ce s-a petrecut la Ministerul de Finanțe. A încercat domnul Bolă și niște explicații. Poate e mult prea elevat sau pretențios pentru noi ca să îl înțelegem. Poate ne traduceți dumneavoastră. Dar înainte de toate, dumneavoastră ați prins-o pe doamna Pescaru în minister? Da, da, sigur. Era director general. Era director general. Ce ne puteți spune? Adică e o persoană extrem, că acum se vorbește foarte mult despre o doamnă care a mai apărut extrem de puțin în spațiu public. Știu că a avut o confruntare la acea dată cu ministrul de atunci, desigur, Orlando Teodorovici, motiv pentru care s-a retras din funcția de secretar de stat și s-a întors director. Este într-adevăr eminența cenușie a Ministerului de Finanțe? Este omul la care mulți apelează să le conducă ministerul atunci când se simt depășiți? Nu, n-aș putea spune că e eminența cenușie a Ministerului de Finanțe, însă trebuie să recunosc că, dincolo de opțiunile politice ale dânsei care o privesc pe dânsa direct... E mai PSD-ist, așa. Da, mă rog. Doamna este un om pregătit
Și e un om care poți să stai de vorbă și un om cu care chiar poți să ai un dialog referitor la buget. De, deci, domnul Vulceanu, dânsa e mai degrabă omul PSD-ului din cadrul Ministerului de Finanțe? Acum vreau să vă spun următorul lucru. Fiecare, chiar și oamenii care lucrează în sistemul public, au dreptul să aibă opțiune politică. Da, da, da. Doamna, nu asta judecăm. Opțiune politică și din punctul ăsta de vedere e evident, având luând în vederare faptul că dânsa a fost numită secretar de stat, care o fost politică decât așa să fie mai vedeți că pierde semnalul, domnul Vâlceanu, nu vă auzim foarte bine. Eu vă aud foarte bine. Da, acum vă auzim și noi. Deci, dânsa a venit ca secretar de stat o funcție eminamente politică, pe filieră PSD sau cu susținerea PSD, ca să înțelegem în ce zonă o plasăm. Absolut, absolut. Bun, ok. Deci, nu e neapărat membru de partid, dar este susținută de PSD. Absolut, dar să știți că din punct de vedere pregătirii... Nu, despre asta vorbim. Nu punem sub semnul întrebării pregătirea doamnei Pescaru. Înțelegem că este absolventă a Facultății de Planificare și Cibernetică Economică de la Academia de Studii Economice, adică e cu școala făcută bune la care timp. Care era de fapt intenția? Asta e ideea, că suspiciunea mea... Haideți să vă explic vă rog. Ce s-a întâmplat și o să vedeți că lucrurile sunt diferite față de ce s-a văzut din afară. În timpul ședinței de plen... Am primit pe grupul și senatorii, pe grupul senatorilor, din postat de către liderii de grup și de la Camera și de la Senat, un document care era lista amendamentelor pe care trebuie să ni le asumăm. Da. De asumat. Evident că această listă fiind pusă pe grupul senatorilor și al deputaților de către liderii de grup, nu putea să vină decât pe linie ierarhică de la partid. Adică ori domnul Ciucă, ori domnul Bode le-au dat celor doi documentul. Aha. Domnul Ciucă și domnul Bode, care l-aveau evident de la domnul Ciolacu, pentru că aceste amendamente în procedura, aceste amendamente în procedura angajării răspunderii nu se votează în Parlament. Ele trebuie acceptate sau nu de către guvern. Adică evident că ele se întorceau pentru a fi acceptate la guvern. Și atunci este evident că ele veneau de la guvern. Tocmai de aceea, atunci când iei acel document și te uiți acolo la proprietăți, o să apare numele doamnei Pescaru. El a fost lucrat de către Ministerul de Finanțe, sau un Ministerul de Finanțe, trimis domnului Ciolacu. Domnul Ciolacu l-a trimis conducerii PNL, care l-au trimis liderilor. Că domnul Ciolacu a declarat că a făcut două declarații. Unul a declarat de la tribuna Parlamentului că nu obișnuiește să mintă și cu o oră, două înainte a declarat pe holle Parlamentului că n-a văzut așa ceva, nu știe despre ce vor. Domnule Buzeanu, Marcel Ciolacu este un mincinos notoriu, nu un mincinos, un mincinos grosier, notoriu. Știți că trebuie pe procedură să intervenim să vă cerem probe pentru astfel de acuzații deosebit de grave. Am să vă dau și probă. Vă rog. Am o informație de la colegi că ei, cei de la PSD, apucaseră să înregistreze acel document la Parlament, amendamentele. Și e ușor să verificăm dacă a fost înregistrat acel document sau nu. Oricum, el a venit pe cale oficială prin liderii grupurilor parlamentare. Aha, de ce vă spun deci că... nu există chestia asta, domne, neoficial nu discutăm ce... Nu, era pe cale oficială și informa parlamentarii PNL că acelea sunt amendamentele pe care guvernul le va accepta și pe care parlamentarii PNL trebuie să le susțină. Dar e foarte important să clarificăm lucrul acesta, pentru că avem două, și aici o să mergem către domnul Miruț, avem două situații plauzibile care se explice această intenție bruscă și pe șest, așa, de a naționaliza pilonul 2 de pensie. Este o apucătură pe care Partidul Social Democrat a mai avut-o, deci nu este o premieră în viețile noastre, e ceva ce am văzut că se tot intenționează. Și există două teorii. Una este aceasta în care s-a încercat pe șest să se introducă și nu s-a mers, nu a funcționat. Și a doua variantă este cea în care au încercat cumva să ducă discuția către așa ceva, către un amendament care nu avea cum să intre în vigoare, pentru a nu se purta discuția pe amendamentele care intră în vigoare. Domnul Minuță, dumneavoastră, ce vedeți din aceste două variante? Indiferent care ar fi fost metodele prin care ar fi făcut acest lucru, mie mi se pare o chestiune absolut de noaptea minții. În primul rând, acești oameni parcă sunt copiii ăia cu lopetica în nisip, ca să nu folosesc alt termen,
care, din înălțimea funcției pe care o ocupă, se joacă irresponsabil cu câteva miliarde bani la care românii au contribuit. Se contribuie la acest pilon care acum a făcut să le sticlească ochii celor de la PSD și celor de la PNL, dorind așa, fie pe șest, fie indirect, să bage mâna în acești bani. E o chestiune extracopilărească prin antiteză cu importanța acestor instituții implicate, să nu poți să spui sau să nu vrei să spui sau să încerci să ascunzi despre filiera pe care un amendament oficial se punea problema să fie adoptat de către Guvernul României și un amendament care nu spunea că becul se stinge dimineața și se aprinde seara, ci spunea că se naționalizează pilonul 2 de pensii, adică băgau mâna într-o sumă fantastică de bani care aparținea oamenilor pentru că i-au contribuit la ea. Acești oameni, pur și simplu, fie că au venit cu el în Parlament, fie că n-au venit, nu au capacitate să administreze chestiuni de asemenea importanță și pentru mine vă spun, sunt la pachet, că nu mai e diferit PNL de PSD. Sunt o echipă care administrează această țară cum? Furând cu portbagajul. Că atunci când nu mai ai suficienți bani, încerci să furi în continuare pentru a-ți reveni la nivel. Vedeți că domnul Ciolacu s-a poziționat într-o antiteză totală cu situația cu domnul Buzatu și astăzi a ironizat, a găsit un prilej să-l ironizeze. Pare așa că, mă rog, vorbim despre lucrul acesta, exonerează Partidul Social Democrat. Dom'le, noi vorbim, noi ascundem această chestiune. Eu mi-l amintesc pe același domn Ciolacu cum a reacționat în situația aproximativ similară a cazului Arsene de la Neam. După ce a fost prins domnul Arsene, domnul Ciolacu nu s-a delimitat, jurnaliștii întrebau, vă delimitați? Deocamdată nu. Au mai trecut vreo 3 săptămâni și domnul Arsene a plecat în străinătate să-și consume banii de acolo și poate că domnul Ciolacu mai vizitează din când în când. Dar asta e chestiunea lor de afaceri și de familie și de partid. Domnul Miruță, Arsene nu era o problemă pentru PSD. Se putea continua cu Arsene încă un mandat la Consiliul Județean. Noroc a fost pentru DNA. Dar la Buzatu e și un succes politic. Deci Buzatu voiau să scape. Diferența între Buzatu și alți buzați din țară, din Partidul Social Democrat, este că Buzatu a fost prins. Dacă mâine îl va prinde pe altul, domnul Ciolacu se va descotorosi de acel loc fără să clipească. Pentru că asta este ceea ce face domnul Ciolacu. Eu vă spun și... S-a pierdut legătura. Sau mi se pare mie? Nu, e acolo. Da, domnul Vâlceanu. Haideți și la domnul Vâlceanu. Apropo de domnul Buzatu, chiar aș vrea un comentariu de la domnul Vâlceanu. Zice Paul Stănescu la un moment dat, cine s-ar fi așteptat să facă așa ceva la vârsta lui, la 68 de ani. Dumneavoastră, ce ați înțeles din replica asta? Că la 68 de ani nu iei șpagă așa la portbagaj, trebuie să ai metode rafinate? Că la 68 de ani nu iei spagă? O iei și tu la, nu știu, 38 de ani, la 48 de ani, gata, la 68 nu mai iei șpagă. Sau ce anume, credeau că domnul Buzatu, care a reușit să-și facă nevasta, fosta nevastă senator și fiul secretar de stat în mai multe guverne, e un om integru. Că așa arată, așa e gestionat un județ în fruntea căruia se află un om integru și nu se aștepta la el. Când a fost, domnule, un om gospodar, în Vaslui totul e la linie, la dungă, totul e perfect, cine ar fi crezut că el este un șpăgar și un combinator care face politică din 1992 în democrație și de dinainte în comunism? Profesor de socialist științific și marxist declarat. Vă rog, domnul Vâlceanu. Bun, e evident că au trebuit să spună și ei ceva și asta au găsit de cuvinte să spună. Nu are nicio logică ce spune domnul Stănescu. De altfel, din punctul meu de vedere, ei se știu. Se știu foarte bine, inclusiv domnul Ciolacu, vine din Buzău, un județ cu un istoric baron de baroni destul de important. Adică domnul Ciolacu n-a crescut la USR în tinerețe și s-a trezit după aia la PSD și nu știe istoria PSD-ului. Nu, a crescut în Buzău, un județ cu baroni, cu... O dezvoltat împreună, concomitent, da. Haide să fim serioși. Adică oamenii se cunosc foarte bine. Numai că s-a făcut ca acum să fie prin premier când chestia asta cu Buzatu. Și atunci, dintr-o dată, drăte prezinte... cel mai frumos, cel mai... Ei au chestia asta de pe vreo lunăstate cu centru imaculat. Toți nenorociții și toate nesfârșirile se întâmplă în teritoriu. La ei, la centru, sunt toți
apă la apă, nu așa. E, dar nu păcălește pe nimeni. Din punctul meu de vedere, ele trebuie, toate discuțiile trebuie corobate, adică creșteri de taxe, spălăm por bagajul, pentru că oamenii asta văd. Un guvern care îi cocoșează de taxe și baronii care ia șpaga în porbagaj. Deci ei iau șpaga în porbagaj, șpagă de ordinul milioanelor, se ajunge la milioane la șpagă, acum nu mai știu cât era. 250.000 la domnul Buzatu. De lei? De euro. Păi 250.000 de euro înseamnă milionul. Da, se duce încolo, da. Bun, păi nu? Aproape. Aproape. Păi stai un pic, cum? Cam așa. Păi nu, domne, cum se duce acolo, e mai mult. Cât înseamnă, domne, 200? Cât mai e euro? Nu-i 5? Ba da. Păi cum? E tita mai șpaca de... Doamne, da. Ferește. Acum s-a prins toată lumea că nu știm matematică, dar nu e... depășește orice așteptare. Deci, ei iau șpagă de milioane de lei și nouă ne spune că sucul ăla are zahăr și trebuie să plătim un pic mai mult. Adică noi fiscalizăm pentru că ne face rău zahărul, dar ei iau șpagă... Da, spuneți. E gaură în buget. În timp ce se întâmplă să se facă cu porbagajul, ne anunță că e gaură în buget. Da, da, da. De unde vine gaura asta, până la urmă? De unde vine? Și aici este da. De unde vine gaura? Păi, de la șpagă cu porbagajul. De unde se vine gaura? Păi nu, zice că e un caz izolat. Așa îl plafonează domnul Ciolacu pe domnul Buzat. Domnule, e un caz izolat de care ne descotorisim. Cum domnul, nu e un caz izolat? Domnule, e un caz izolat. Păi domnule, da, ăsta e un caz izolat. La Arsenie e alt caz izolat. Acum dacă ne mai uităm, coborâm și în sud, vedem și aici ce s-a întâmplat, că sunt baroni și în sud. La Vâlcov, caz izolat. La Vâlcov era și alt caz izolat. Tocmai cazuri izolate. Dom'le, dar sunt numai cazuri izolate, dar sunt izolate de excepțiile celor care nu iau șpagă fiind lideri în teritoriu. Și am senzația că teritoriul conduce centru, pentru că na, guvernul sigur e la București. Dar dacă un președinte de Consiliu Județean cum e Buzatu, dar care nici măcar nu e în grațiile conducerii, are puterea să-și pună băiatul. Deloc spectaculos în arta politicii, după modesta mea apreciere. Asta poate îl considerați, nu știu, o transpunere în realitatea filozofiei lui Machiavelli. Când scria Principele, se gândea că peste ani va veni Buzatu, al mic, să fie, facă politică la București. Mie mi se pare subțire rău de tot băiatul ăsta. Deci dacă băiatul ăsta subțire de tot a reușit să-l facă secretar de stat în două guverne, un lider de la Vaslui, care, atenție, nici măcar n-are mare prietenie cu cei de la București, e clar că țara asta e păpușată de baroni și baronași din teritoriu. Păi ajunge Buzatu să ia cu cămașa aia lui de muncitor de pe șantier în carouri și pagă de 1.250.000 de lei, domnul Buzăianu, trebuie 1.250.000 de lei în porbagajul acelei mașini Dacia Duster de serviciu. Deci avea niște covrigi pe un fir, avea niște covrigi uscați pe un fir, avea un bidon de suc cu zahăr, de ăsta de vrea să-l impoziteze Ciolacu, să-i salveze sănătatea, și lângă avea 1.250.000 de lei șpagă. Acum aș vrea să aduc această informație, domnule Vâlceanu, că nu sunteți singur în PNL. Uite, și domnul Sighiartău, extrem de pornit împotriva ceea ce se întâmplă, zice că liberalii s-au făcut preși în fața premierului. Majoritatea măsurilor au fost forțate de Marcel Ciolacu, zice Robert Sighiartău, în urmă cu puțină vreme, pe fond nervos. Toate măsurile astea au fost gândite și impuse de PSD. Nu există niciuna dintre... Păi da, aveți ministrul de finanțe. Ce, doamne iartă, mă faceți? Bun, ministrul de finanțe în guvernul României. Hai să fim serioși. Da. Domnul Ciolacu, domnul Boloș nici măcar nu e membru de partid. Dar da. Dincolo de chestia asta, să știți că există o rumoare, o tensiune în partid. Eu vă spun de mult de tensiunea asta. O să o vedeți tot mai accentuată și da. Tot mai vizibilă în perioada următoare, pentru că deja nu se mai poate. Pur și simplu, noi suntem la momentul ăsta inexistenți. Deci la noi nu există conducere, nu există nimic. Ultimul sondaj dă PNL-ul la 15%, ceva în scop. Cât avea? 15%. Domnul Vâlceanu, 15%? De trei ori mai mult decât mă așteptam.
Adică mă așteptam, na, cu mil așa pentru ce a însemnat partidul ăsta în istorie, mă gândeam, bă, poate face pragul electoral. Domnul Miruță, cum vi se pare, domnule, că PNL-ul are 15% pe sondajul ăsta? Deci sunteți egali, la egalitate, că și USR-ul tot 15%. Ce sondaj ai zis? Păi, în scop, cred că era. Nu era Sociopolul? Sau Sociopol. Mirel Paladă? Mirel Paladă. Am înțeles. Deci domnul Mirel Paladă a văzut PNL-ul la 15%. Știți cum e vorba aia, după faptă și răsplată. Să nu uităm că domnul Ciolacu, în toată dorința asta dumnealui de a conduce România, are în Parlament vreo 30%. Și niciuna dintre măsurile acestea absurde, împotriva mediului economic și împotriva românilor, n-ar fi putut fi adoptate dacă Partidul Național Liberal nu i-ar fi încuvințat. Da, eu mai am o ultimă întrebare, să luăm pauză. Domnul Miruță, l-ați aplaudat pe Kelemen Hunor la congres acolo, la USR, l-ați aplaudat și dumneavoastră pe Kelemen Hunor? Domnul Hunor a venit invitat ca un partid. Nu mai contează cum a venit. L-ați aplaudat sau nu? Asta e întrebarea. Am aplaudat discursul dumnealui. V-a plăcut discursul, extraordinar. Și vă place și discursul de astăzi? Discursul de azi ați auzit? Șovăielnic. De câteva zile UDMR joacă la aș menține oamenii în funcție prin deconcentrate, prin a se preface că cer și ei două, trei chestii în pachetul ăsta ca să nu voteze moțiunea. Dar v-ați prins acum de ce a venit la dumneavoastră la congres? Eu sunt oameni politici, încearcă și la toate capetele. Aia zic. Bun, bine. Mulțumim pentru intervenție, domnul Dan Vulceanu, PNL, domnul Radu Miruță, USR, ne întoarcem, luăm o scurtă pauză. Bună România! Gata, ne-am întors în direct și sigur că urmărim în continuare desfășurarea acestui caz emoționant care este familia Buzatu. L-am ascultat astăzi într-o intervenție la o televiziune pe băiatul, pe Buzatu Junior, care, Buzatu Junior, care zice, domnule, gata, acum toate planurile noastre pe care le aveam, acum trebuie să facem alte planuri, nu mai putem cu planurile alea. Vă zic așa, într-o sinteză, cam care a fost ideea lui Buzatu Junior, acum o să facem alte planuri, mai alea nu mai, gata, ce am vrut noi să facem, nu se mai face, asta e situația. Și așa mai departe. Cum vrea să scape domnul Buzatu? Care este apărarea pe care și-a formulat-o domnul Buzatu? Sau i-a fost formulată domnului Buzatu de către cei trei avocați pe care i-a luat în favoarea sa? Cum vor să scape din arest? Este diabetic și are și câteva alte afecțiuni. Uite, de exemplu, poate să fie șpaga o afecțiune, nu știu, mă gândesc, poate fi trecută ca afecțiune. Are boală pe bani. Are boală pe bani. Sigur, nu ducem în derizoriu niciun fel de afecțiune de care domnul Buzatu ar putea sau n-ar putea să sufere. În fond are 68 de ani, cum ni s-a amintit, iar în România, o țară cu o populație profund îmbolnăvită. Da. Păi de-aia se iau și măsurile astea, la domnul Zafir. La această vârstă e mai degrabă previzibil să ai... Păi nu. Păi știu, dar... Păi sunt atâția oameni Buzatu, diabetici. Da, pentru că au băut suc de ăla. Produse cu zahăr. Da, și de-aia guvernul României, mă rog, el n-avea nevoie. Dacă guvernul României obliga plafonarea sau chiar scăderea prețului la zahăr în vara asta, cum era domnul Buzeanu? Cum e domnul Buzeanu? Vreau să ne omoare, asta e la ideea. Ipocrizia lui Ciolacu, Marcel Ciolacu, da, a ieftinit zahărul astă vară și acum ne scumpește produsele care conțin zahăr pentru că are grijă de noi. Păi mă, Ciolacule, acum te... care e cuvântul pe care îl caut? Nu, roade. Mă, Ciolacule, acum te roade grijă de sănătatea noastră la produsele care conțin zahăr, dar ne îmbolnăveai cu bună știință când făceai zahărul mult mai accesibil în vară? Păi tu cu ce fel de proști crezi că vorbești, Marcel Ciolacu? Doamne, pentru bine. Că de asta te-am întrebat, Radu, puțin mai devreme. Cui se adresează Marcel Ciolacu? Persoanelor cu IQ subunitar? Mai mic decât numărul de la pantofi? Despre ce fel de care populație... Pe cine targetează? Despre ce fel de populație crede Marcel Ciolacu că se referă în România? Ce fel de oameni crede el că îl ascultă? Dacă vine și ne spune, voi scumpi produsele care au zahăr în compoziție pentru că îmi pasă de sănătatea voastră. El fiind fix omul care a ieftinit zahărul ca materie primă în vară. Păi, pe de altă parte, ne întoarcem la... Vom fi proști, dar poate nu suntem chiar atât de proști să putem trece peste această... Ne întoarcem la apărarea pe care i-a formulat-o domnului Buzatu, avocatul. Zis? Apropo de... Zice, uite ce zic avocații aici, citeam acum ce zic avocații, că nu știu ce, la ora 6 cu ocazia acuzării și acum suntem cu 10-12 ore mai târziu, dar asta nu înseamnă că domnul Buzatu, care ieri era o persoană care putea să umble liberă pe stradă, saluta oameni
și era salutat de oameni, de astăzi este o persoană care trebuie închisă și pusă în arest preventiv, fiind un pericol pentru ordinea publică. Cine? Avocatul. Deci invocă și faptul că era o persoană foarte afabilă, foarte plăcută acolo, toată lumea saluta, e salutat la rândul său și ai senzația că suntem în... Știi cum e cu criminalii când îi întreabă pe... Dădea să rămână, ținea ușa deschisă la... Nu, dădea până cine ziua, chiar nu înțeleg. Stai un pic, ia mai citește-mi odată fraza. Să punem și într-un context, am tot de la... Da. Este o persoană născută în 1955, asta înseamnă vârsta de 68 de ani, fără antecedente penale, da, studii superioare, cu o familie, o persoană absolut firească, normală până la acest moment, acuzat, e adevărat, de o faptă gravă, așa, va face apărările necesare, evident... că a aflat dimineața la ora 6 cu ocazia acuzării și suma și acum suntem la, cu 10 minute. Nu, dar pe aia cum saluta lumea pe stradă, aia mă interesa. Da, da, zice, dar asta nu înseamnă că domnul Buzatu, care ieri era o persoană care putea să umble liberă pe stradă, saluta oameni și era salutat de oameni, de astăzi este o persoană care trebuie închisă și pusă în arest preventiv? Păi da, ieri nu era prins cu luând șpaga. Dar asta cu cât de apreciat e domnul Buzatu, domnul Buzatu, da, eu am trecut recent pe-n vas lui. Da. Nu l-a vorbit nimeni de bine pe Buzatu. Am înțeles. Ai înțeles? Deci avocatul ăsta nu știu de unde e. Sau unde trăiește. Informațiile, să da, se ducă să vorbească cu oamenii din Vaslui. Da. Oamenii din Vaslui și-au dat seama că sunt conduși de familia Buzatu de aproape 30 de ani, da? Nu știu dacă și-au că votează în continuare. Păi nu știu cine votează domnul Buzeanu, că așa poți să spui și că au votat călărășenii UDMR la ultimele alegeri. Hai mai ușor și cu votul ăsta. Luăm o scurtă pauză până mâine să aveți o Românie bună în continuare. Că nu întotdeauna e exprimat așa cum ar trebui sau nu în mod corect, asta vreau să spun. În rest, cât mai mult vot ne trebuie. Ne vedem mâine la ora 18, toate cele bune.